A devenit deja o tradiție această masă oferită de primărie, motiv pentru care, de la an la an, numărul participanților este tot mai mare. România este o onoare pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul Local, ca după manifestările care au avut loc în piața prefecturii, să invite toți participanții la această masă cu meniu tradițional de 1 decembrie. Deja până în prezent au servit câteva sute, dacă nu chiar peste 1000 de persoane. Suntem pregătiți undeva peste 2000 de porții de mâncare pentru toți participanții. Ce anume? Fasole? Fasole, cârnați, castravecior, vin fiert și pâine, bineînțeles. Iar pentru porția de fasole s-a meritat și în bulzala. Am emoții. Ce așteptați să mâncați? Sarmale, fosui cu ciolan, nu știu. Tradițional, nu? Tradițional, da. Văd că a servit vinul fiert până vine pasul. Da, am servit un vin fiert foarte bun. Ați participat și în piața prefecturii la evenimente? Da, am participat și acum. Și merită să sărbătoriți românește da, acum cu fasole? Merită în fiecare an să venim aici. E foarte frumos. Merită și în bulzeala prin care ați... Merită și în bulzeala. Foarte bun. De asemenea, tot din bugetul primăriei Târgu Jiu s-au găsit și anul acesta bani, 9.000 de lei pentru a trimite la Alba Iulia 200 de pensionari. Aceștia au participat la manifestările dedicate zilei de 1 decembrie în cetatea din Alba Iulia și la Rovinari a fost marcată ziua națională cu bucate tradiționale. 2.000 de porții de sarmale au fost pregătite. Mesele oferite de autorități au fost și contestate. Suntem în post și nu se cade să mâncăm sarmale și fasole cu ciolan. Cum fasolea cu ciolan nu-i greu de făcut, e delicioasă, ieftină, de sezon și fiind un produs care este mai gustos când e gătit în cantități mari la cazan, a devenit un obicei care tinde să devină o datină.